404 copii au dispărut atunci din țară. Nimeni nu știe unde sunt, ce s-a întâmplat cu ei. Au dispărut nu numai dosarele de la Tribunalul București, dosarele de adopție, ci inclusiv condicele de ședință. A fost un atac în care s-a arătat, Doamne, ce lagăre sunt în România, ce se întâmplă, tocmai ca să se rezolve problema acestor copii în vederea adopțiilor. Deci a fost foarte bine organizată. România anilor 90 era locul în care se putea întâmpla orice. Era locul în care totul era de vânzare. De la fabrici, case, pământuri, uzine, obiecte de artă până la copii. Conform statisticilor europene, în perioada 1990-1997, România a exportat în întreaga lume în jur de 30.000 de copii. Cu acordul tacit al guvernelor din acea vreme, s-a creat o rețea privată de adopții internaționale, din care făceau parte politicieni, magistrați, medici, profesori și funcționari. Iar afacerea era una înfloritoare.